există contexte istorice în care evoluează aceste mentalități. Da, domnule profesor. Mi se pare foarte interesantă întrebarea pe care a pus-o domnișoara, fiindcă e foarte binevenită, mai ales că a pus problema la cele două niveluri, deci la nivel opinie publică, respectiv la nivel oameni politici. Eu aș extinde cumva lucrul ăsta și m-aș referi nu numai la fobii, ci și la filii. Vedeți, e complicat să gestionezi opinia publică referitoare la o țară, la un grup de țări și așa mai departe. Mai complicate sunt lucrurile atunci când apare așa ceva la nivelul oamenilor politici. Oamenii politici, evident, sunt și oameni înainte de orice și nu poți să le interziști să aibă fobii sau filii. Bă, asta este firesc, dar în momentul în care asta poți să aibă fobii sau filii ca persoane fizice, dar ca oameni politici nu e permis așa ceva. În momentul în care fobiile sau filiile ajung să fie element fundamental în construcția de politică, ăsta este un lucru foarte grav și din păcate asta este ce se întâmplă în special după 1989 în relațiile dintre România și Federația Rusă și în special foarte grav în ultimii 9 ani de zile. Nu cred că e nevoie să teoretizăm foarte mult pe problema asta. Eu zic că pot fi aduse niște argumente că lucrurile nu stau deloc bine și influențează nu numai relațiile politice, influențează relațiile economice. Și am să mai fac câteva precizări pe lângă ce a spus domnul Buga referitor la relațiile economice. Vedeți, o țară medie și mică, în general, nu își poate permite să ignore statele mari și marile puteri și cu atât mai puțin nu își poate permite să ignore sau să sfideze marea putere care este cea mai aproape de granițele ei. Ceea ce s-a întâmplat în mod sistematic în ultima vreme în România. Avem o dovadă că nu trebuie neapărat să existe o foarte mare iubire ca să existe relații diplomatice. Începând de prin anii 55-56 și studiile domnilor Buga și Cătănuș și documentele oficiale pe care dânsii le-au adus la cunoștința opiniei publice în ultimii ani o demonstrează foarte clar, n-a existat lapte și miere în relațiile dintre România și Uniunea Sovietică. Problemele s-au expus extrem de tăios de foarte multe ori, că nu ne înțelegeam la Cael și în tratatul de la Varșovia era o problemă. Din momentul în care am început să votăm altfel decât Uniunea Sovietică și Blocul Sovietic la Organizația Națiunilor Unite, ele au devenit foarte clare, dar asta nu a împiedicat existența relațiilor. Relațiile diplomatice au continuat, eu nu mi-aduc aminte că în perioada asta pe care o cunosc și eu destul de bine, să nu fi existat vizite la cel mai înalt nivel, aproape în fiecare an, la nivelul președinților, la nivelul primilor miniștri, și aceste tensiuni care au existat sunt clare, sunt publice, sunt dovedite de documente, să fi influențat atât de grav relațiile economice și, până la urmă, interesul național românesc. Eu revin asupra unui lucru. Într-adevăr, s-au mai îmbunătățit lucrurile în ultima vreme, fiindcă dacă pe la începutul, adică în deceniul precedent, deficitul comercial al României pe relația cu Federația Rusă a ajuns să depășească în unii ani 3 miliarde de euro. Acum lucrurile s-au mai îmbunătățit, dar să știți că anul 2011 a fost de... a reprezentat cam 11% din totalul deficitului comercial al României și în 2012 a crescut din nou. Deci noi exportăm în momentul de față, am exportat 1 miliard 18 milioane de euro în 2011 și 1 miliard 52 de milioane de euro în 2012. Vreau să vă spun că la nivelul perioadei 90-2012, deficitul comercial pe relația cu Federația Rusă depășește 30 de miliarde de euro. Și asta, atenție, în prețuri curente, care
nu sunt tocmai potrivite ca să faci o analiză corectă, fiindcă dacă aș face recalculare acestui deficit în prețuri comparabile, ar ajunge undeva peste 40 de miliarde de euro. Ori ăsta este un lucru foarte rău. O să spună lumea, bine, dar mai are România ce să exporte? E adevărat, situația economică a României care este, dar dacă România, cu bruma de economie pe care o mai are ea, exportă în fiecare an, în 2011, în 2012, între 8 și 9 miliarde de euro pe piața germană, care e o piață foarte pretențioasă și care își permite să cumpere orice de oriunde. De ce n-ar putea să exporte mai mult pe piața rusească? Nu că piața rusească ar fi o piață mai puțin pretențioasă, că și ea poate să-și permită să cumpere orice și de oriunde. Și noi am exportat, noi înainte de 29 n-am avut deficite comerciale pe relația cu... Și un singur lucru care e o expresie clară a ceea ce se întâmplă în momentul în care politica de stat se face pe fobii sau pe filii. Cazul Nabucco sau Steam este mai mult decât congruent. Am ascultat, știam treaba asta, am ascultat zilele trecute o declarație halucinantă a președintelui care a spus: eu am blocat sau Steam. Textual. Asta poate valora la un moment dat ca un fel de autodenunță. Era foarte limpede și am susținut-o în articole și în emisiuni de televiziune pe care le-am realizat în ultimii 7 ani, că Nabucco e un proiect născut mort și că nu se va realiza niciodată. Din păcate, decizia care s-a luat luna trecută la Bruxelles a demonstrat chestia asta. Dintre toate țările care au pornit proiectul Nabucco, singura țară care s-a încăpățânat să nu meargă și pe South Stream a fost România. Care sunt și care vor fi consecințele în perioada următoare, o să rămână să vedem. Mulțumesc! O să vorbesc despre partea de cultură, nu? Să spunem, la care mă pricep mai mult. Aș avea aici niște, cum să zic, niște obiecții de făcut. S-am spus că în continuare este o frică de ruși la nivelul cultural. Lucrurile nu sunt chiar așa. Din nou, din experiența noastră de la Facultatea de Limbi Străine, în ultimii ani, vă spun, anul acesta, anul trecut, avem un total de peste 300 de studenți care studiază rusă. E o cifră foarte mare, adică nu știu dacă vreodată, poate în perioada Institutului Maxim Gorki, s-a fost o cifră așa de mare. Rusă ca primă specialitate, ca a doua, rusă ca traducători, limbi moderne aplicate sau masterat. Nu spun și la doctorat, este un reviment. Anual am câte în studiu 12 oameni care vor să meargă mai departe cu studiile. Deci asta spune ceva. Încă un fapt așa de curiozitate. Anul acesta, candidații care s-au înscris cu rusă în facultatea noastră, la filologie, rețineți, în penultima zi de înscriere au fost mai mult decât cei de la engleză. În ultima zi de înscriere, engleză ne-a luat cu vreo 10 candidați. Ceea ce, cred că spune ceva. Partea legată de ura de față de Rusia și de limba rusă și dragostea de franceză, sigur s-a schimbat cam de multișor. Tot noi putem să spunem, apropo de interesul tinerilor, tinerei generații față de franceză, a scăzut dramatic. Colegii noștri de la franceză, de vreo 5-6 ani, se luptă cu greu să-și facă grupele. Ministerul, nu mai spunem de relațiile politice sau de oamenii politici, dar Ministerul Învățământului, care primește aceste informații, ar putea să vadă că s-a schimbat cumva balanța și să îndrepte cumva situația. Adică dacă sunt tineri foarte mulți care vor să învețe rusă și o fac de la zero la noi în facultate, de ce n-ar face-o și în licee? Nu mai vorbim de școli generale. În timp ce franceza de-abia supraviețuiește, adică este detrimentul englezei în școală generală sau liceu. Toată lumea vrea engleză, franceză nu vrea nimeni. Și dacă se face, se face așa cu un resentiment, nimeni nu progresează practic la franceză. Sunt puține vârfuri. Deci, dincolo de relațiile politice, se puteau lua niște măsuri instituțional. Și un al doilea exemplu pe care vi-l dau, și aici e vorba iarăși de o schimbare puternică a mentalității la tineri. E vorba din nou, e un lucru pe care l-am menționat și în iunie, lecturile din literatura rusă și literatura rusă contemporană.
Săptămâna trecută a fost în România, între 2 și 5 octombrie, Mihail Șușkin, un scriitor rus extrem de popular astăzi și în Rusia, lucru foarte interesant, el trăind în Elveția acum, dar totuși a primit cele mai importante premii literare și este și favorit al publicului, tradus în peste 30 de limbi. A venit să lanseze a doua carte a lui. Prima a fost Scrisorar, apărut în anul trecut și acum este Părul Venerei. A fost traducătoarea cărților și l-am și însoțit în această perioadă. La lansarea care a avut loc vineri, pe 4 octombrie, a fost o mare de oameni. Cred că a dat peste 100 de autografe celor care au făcut o coadă uriașă acolo. Cei de la editură ne-au spus că nici măcar când a venit Orhan Pamuk, care e foarte cunoscut, nu s-a întâmplat așa ceva. Deci n-a fost un asemenea fenomen. Vreau să spun de asemenea, cei care erau acolo nu erau cunoscători de rusă. Deci erau tineri, diversi, care eu știu cu ce se ocupa fiecare, ce alte pasiuni aveau și care au lăsat totul la o parte și citesc literatură și și-au făcut din acest scriitor rus, iată, devenit un fenomen, să spunem așa, cultural și la noi în România, lăsând la parte alte animozități sau interferențele politice și îl citesc în continuare cu mare plăcere. Sau ceilalți scriitori mai noi care sunt traduși și care sunt citiți cu plăcere. Deci cred că acum bazele sunt create, adică, sigur, s-au schimbat generații, sunt oameni care nu mai știu foarte multe despre problemele noastre din trecut și se poate face ceva. Tot însă, la nivelul instituțiilor rămânem. Noi, ca facultate de limbi străine care pregătim pe oameni, noi suntem deschiși și dovadă deschiderea pe care, într-adevăr, eu am și vin la noi. Însă urmează pasul următor la nivelul ministerului, probabil, al inspectoratelor, care trebuie să conștientizeze că nu mai trebuie să oblige pe oameni să facă franceză, pentru că copiii se simt obligați că trebuie să facă franceză ca a doua limbă. Nici față de germană nu este o pasiune prea mare, trebuie să spunem lucrul ăsta, dar măcar să li se dea posibilitatea să aleagă și alte limbi din când în când. Cred că bazele practic sunt create și atunci prin formele culturale care există, prin interesul potențial economic pentru traducători, de exemplu, se vor schimba relațiile și la alt nivel. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Am luat cuvântul să salut cu plăcere. N-am zis nimic critic la început, am tot sperat prezența la acest dezbatere și a unui reprezentant al ambasadei, de fapt, al atașatului militar rus, e vorba de adjunctul atașatului militar, domnul major Andrei Rahmeev. A început să vorbească românește, înțelege românește, este lăudabil că e și un parolist. A spus că va veni, a venit. Îi mulțumesc foarte mult. Dacă mi-i îngăduiți, fiindcă ne-a spus că putem și noi să spunem ceva, îi mulțumesc foarte mult, doamne Ioteana, pentru această intervenție. Știam despre acest trend la nivelul învățământului superior. Bine ar fi, așa cum spuneați dumneavoastră, la nivelul liceelor mai jos și e nevoie, într-adevăr, de o intervenție. Regret profund că din partea Ministerului de Externe, noi am invitat de acolo, le, nu știu ce să mai spun, sunt foarte scumpi la vedere. Nimeni nu-i trăgea la răspundere, pur și simplu să fie auzit vocea poporului ce gândesc oamenii. Apropo de întrebarea domnișoarei Cristina, n-a fost adresată și mie, pot să-i răspund că există un studiu, îl citează domnul Dungaciu, despre sondaje de opinie și se pare că dacă au fost la început, mă rog, atitudine negative, să spunem, a respondenților destul de accentuată, în ultima vreme cam 50% dintre respondenți au o atitudine pozitivă față de Rusia. Cum să spun eu, variază și această atitudine în funcție de evenimente care ne privesc direct sau privesc spațiul apropiat nou, dar aș pune această reticență, cum mi-a spus dumneavoastră, aș pune pe seama lipse de informare sau informare trunchiată, mai ales sub
sub influența mass media, urmăriți televiziunile, urmăresc eu din când în când, apar foarte pe scurt lucruri care, să spunem, o declarație a lui Putin. N-are nimic, nicio relevanță, nu iau esențialul, iau lucruri numai din astea de scandal, să ne aflăm și noi, cum s-ar spune, în treabă. Cei care au luat contact cu Rusia în ultimii ani, și aici mă bucur că într-adevăr sunt foarte mulți tineri, mi-a fost dat să-i văd și ca turiști în Moscova, dar mai ales studenții care merg la, în cadrul acestor schimburi la Pușkin, au cu totul altă imagine despre ceea ce se întâmplă în Rusia, încotro merge și, așa cum spuneam, numai dacă urmăriți cuvântarea lui Putin la clubul de la Valdai, o să vă dați seama că îi preocupă lucruri serioase și nu certuri din astea, ping-pong între palate. Da, era mai o remarcă, mulțumesc. Doamna. Я несколько слов скажу. Я считаю, что работа подобного центра, который существует в рамках вот института тоталитаризма, это большое событие. Este într-adevăr un eveniment, o activitate de acest gen care se desfășoară în cadrul Centrului de Studii Rusești pentru studiul totalitarismului. Да, и, конечно, огромные усилия, которые прилагает и господин Василий Буга, и весь коллектив института, и директор института, господин Раду Чучану, конечно, это находит, может быть, не очень быстро, не очень сразу, но это способствует развитию, конечно, в целом российско-румынских отношений. Я же говорю, что эвиденция активитет, эфортуры депутат коллектива на этот институт, персонал от дома Раду Чучану на стимулярную реакцию Румын-Руси. Хотя, как мы видим эти вещи, они очень рапид, există totuși Да, и я хочу сказать, что институт, конечно, продолжает славные традиции исторической румынской науки. Которая была, да, всегда очень высокого уровня, не только в Румынии, но и выходила на международную арену. Ну и как пример, конечно, это Николай Йорга. И то, что... Да, и то, что сейчас центр получил и имя, присвоено центру имя академика Флорина Константинову. Это, в общем, тоже большое событие в жизни и исторической науки Румынии. И работы данного центра. В течение длительного времени Флорин Константинов, как вы знаете, возглавлял российско-румынскую комиссию историков. Он обращал особое внимание на развитие российско-румынских и советско-румынских отношений. Особенно он подчеркивал, что нужно исходить из документов. Не из конъюнктурных моментов, пропагандистских моментов, идеологических моментов, что, конечно, отражалось и на развитии румынской науки в течение длительного времени, и на российской, и советской науке тоже. Și asupra dezvoltării științei sovietice și istorice și rusești.
И я хочу сказать не случайно, что в последнее время, и в Румынии, и в России особое значение придается публикации документов. Потому что первичен этот документ, и да, и уже вторична его интерпретация. Документ есть primar, secundar есть интерпретация. И вот сегодняшние доклады, мне кажется, это подтверждают. Очень интересные доклады. Это для причес фарты интерпретации, фарты интересанты, и запарика демонстрации отчетов. Ну, а здесь, конечно, очень интересный был поднят вопрос о русофобии. Здесь очень много, конечно, моментов, о которых можно говорить. Это и, собственно, национальные интересы каждой страны. Которые не всегда совпадают. Да, это и отношения между политическими элитами и руководством. И вы знаете, прекрасно, вот много об этом коллега Катенуш писал, как менялось отношение, начиная с 56-го года и до 65-го года и далее. Когда резко ухудшились отношения именно между руководством Советского Союза и Румынии. И, конечно, это включение пропагандистского аппарата. Ну вот, мне кажется, что работа подобного центра, как данный центр, он способствует все-таки выявлению объективных научных тенденций в рассмотрении ключевых вопросов в отношении России и Румынии. Да. Благодарю. Да, мульțumim doamnei Botivailova, atât pentru intervenția de astăzi, cât și pentru tot efortul pe care îl depune în descifrarea istoriei relațiilor româno-sovietice. Domnia sa are multe studii, cărți, o mare parte dintre documentele de care dispunem astăzi din arhivele sovietice au fost descoperite de dânsa și nu putem decât să-i urăm să continue și pe mai departe această activitate și să găsească noi informații și documente care să lumineze zonele care sunt încă necunoscute din relațiile româno-sovietice. Dacă avem alte întrebări, mulțumesc! Astăzi domnul Buga a prezentat drept un exemplu pentru evoluție ulterioară a relației română-rusă, drept exemplu relațiile dintre Polonie și Rusia, care există la ora actuală. Dar eu, în această zi, când noi evocăm aniversarea de 135 de ani de stabilire relații bilaterale, aș vrea să evoc și un alt exemplu pentru aceste relații. Tandemul Litvinov-Titulescu. Acești doi diplomați au acționat în situație politică mult mai complexă decât asta și ce totuși rezultate au reușit să obțină el. În primul rând, refacerea relațiilor diplomatice în 34.
și în continuare pregătirea unui tratat bilateral în drept model cel încheiat cu între Rusia Sovietică și Franța în 35, dacă nu greșesc. Adică un tratat de relații de prietenie și colaborare. Mai mult decât atât, ei cei doi au realizat altă chestie, adică conlucrând cu colegul din Turcia, această convenție de la Montreux. Este o mare realizare care, de fapt, nici nu ai cu ce să compare așa ceva dacă luăm în calcul participarea celorlalți jucători puternici care erau uneori împotriva acestei convenții. Și mai mult decât atât, cei doi, Litvinov și Titulescu, pregăteau, adică aveau un program strategic, pregăteau, elaborau un sistem de securitate colectivă, e foarte important pentru acești ani, dar din păcate demisia lui Titulescu, adică a întrerupt acest lucru, dar partea sovietică a continuat această activitate, chiar Litvinov, și pe urmă, după demisia lui și guvernul sovietic, după München, adică ducând tratativele pentru crearea acestui sistem colectiv de securitate, adică de fapt ideea lui Titulescu, conlucrând cu Anglia și Franța, adică pe parcursul al 39. Din păcate, aceste două țări n-au avut intenție serioasă și aceasta, deci, ideea nu a fost realizată, ceea de fapt a dus la alte consecințe. Deci, aceste relații și exemplul acestui tandem diplomatic trebuie, după mine, este foarte de actualitate și astăzi. Mulțumesc! Îi mulțumesc și eu domnului Samoșkin. Aș dori numai un lucru, am omis aici, în graba de a mă încadra în termen. Trebuie, într-adevăr, să revenim la tradițiile politicii promovate de Titulescu. În sensul, și asta vă spun acum între noi, există și o recomandare a unor politologi ruși cu care eu sunt de acord, să revenim la tradiția diplomației interbelice în sensul de a promova o politică la toate azimuturile. Așa cel puțin a făcut România, să ai ancore în mai multe locuri ca atunci când e necesar să te poți sprijini. Asta era remarca. Și am omis să vă exprim scuzele domnului profesor Ciuceanu, a trebuit să plece la Academie, altfel să pregătiți să ia și cuvântul. Da, vă rog, dacă mai sunt întrebări, comentarii. Cred că putem să ne oprim aici, este ora 1, cred că a fost o ședință din care am aflat foarte multe lucruri, nu doar una jubiliară. Am trecut printr-o perioadă lungă a istoriei, mai ales că istoria contemporană se accelerează pe zi ce trece. Aș mai adăuga, domnul Buga a sărit foarte rapid la relațiile prezente. Domnia sa a pregătit în cadrul institutului nostru o lucrare dedicată relațiilor româno-sovietice în perioada Nicolae Ceaușescu, între 1965 și 89, o lucrare foarte amplă, care este practic gata și sperăm că la începutul anului viitor poate să vadă și lumina tiparului. Cu acestea, dacă domnul Buga aveți dori să anunțați pentru... Mulțumesc foarte mult domnului Cătănuș ca moderator. Am zis să ne mai împărțim sarcinile. Avem o echipă de tineri entuziaști ai acestui centru, deci toate laudele le adresați
acestui colectiv. Nu ascund faptul că cei care au fost la Academie la aniversarea Institutului nostru, la 20 de ani de la crearea Institutului, poate că ați remarcat, au fost academicieni care în cuvântul lor, sau vorbitori, care în cuvântul lor au evidențiat importanța acestui centru. Mi-a, vă spun, făcut mare plăcere. Vom continua în luna următoare. Avem deja ca certă o comunicare a doamnei dr. Ana Maria Cătănuș pe problema dizidenței, dar în mod concret se referă la academicianul Saharov. O să postăm la vreme pe site-ul centrului această informație și eu nu exclud ca să ne întâlnim înainte de această conferință, tot în luna noiembrie, poate în a doua decadă, pentru a continua și pe alte planuri activitatea centrului. Vă mulțumesc foarte mult și vă invităm, tot eu, în moment aniversar, să ciocnim și un pahar de vin. Vă mulțumesc!